Bună ziua și bine ați venit în haosul lui Guvit Pescari, sincer, cel mai true fish vlog din România. Este marți, este 20 august, mergem cu demascarea bălților pe Balta Pavelescu Motor. Ia să vedem câți kilometri avem, ia să scriem aici Balta la motor pe Waze, să vedem cum stăm cu situația și revin eu și cu drumul și cu tot, știți. Deci, Balta, ia să vedem dacă are... Dacă are Pavelescu la motor, da, Valea Argovei, hap, vezi rutele, ia uitați aici. Deci avem 76 de kilometri din Berceni. Deci deja nu-mi place, dar asta este, mergem acolo. Deci să iese pe așa, pe A2, ca să vă zic o leacă de drum. Și la Lecliu faci, ieși după autostradă și mai ai puțin. Deci, cam așa este. Deci, Pavelescu la motor. Mergem, gata, pornim. Când ajungem pe acolo mai aproape, vă zic eu de drum că autostrada, știți că e asfaltată românește. Ne îndreptăm spre Baltă, vertiginos. Mai avem un kilometru și 8, după cum se vede. S-a mers doar pe asfalt până acum. Revin de pe Baltă să vedem despre ce-i vorba când ajungem, cum e drumul și pe Baltă. Da, aproape am ajuns. Ia uite, direct din stradă, de aici indicator. Hop, Balta la motor Pavelescu. Și am intrat. Am intrat, boiulez, nu mai țin. Nu mai stau, am intrat. Ia uite. Ca lumea. Drum pietruit. E bun, e bun, e bun, salci, arată frumos momentan. Să vedem, să vedem care e treaba. Ia cât, am ajuns, ia uite, ia să vă arăt. Balta la motor Pavelescu, regulamentul aici, 12 ore, reținere 4 crap și caras limita bulbului Sims. 24 de ore, 150 de lei, 8 crap, caras tot la fel. Avem aici tot regulamentul, pescuitul cu 4 lansete, o undiță. Deci tot ce ai nevoie e scris aici la intrarea pe Baltă. Drumul în continuare bun. Coșuri de gunoi, ia uite. Umbră, tot ce trebuie. Ia uite, și iluminat. Și băiatul ăsta nu știu cine e, cred că mă cunoaște. Ne băgăm și noi aici pe standul 53 50 hau, măsuță. Uite și WC-ul acolo. Ce ai, mă? Deci până acum treaba pare să fie frumoasă. Ia uite, iarbă elegant, dichisit. Băi, e organizată o Balta, uite ce zici. Salut. A venit pompierul să stringă focul, că îi dau foc la Baltă, băi, eu când vin. Frumos, da. Excelent. Bate și vântul. Nu cred că mai bate malul. Nu mai bați tu malul, ui, că e slab. Iată că am început partida. Am acolo frumoasele mele. Haideți să vă arăt ce am pregătit. Am pus teagul, bineînțeles. Și am pregătit aici frumos de la prietenii noștri de la Profes. Am făcut niște Optima. Orange ciocolată, așa arată, uite, unde e aici, orange ciocolată asta frumoasă, tă, excelentă, deci așa, cu matrița asta așa, ei pui pește, direct, nu mai stai la discuții, pește, deci asta s-a pregătit, sunt cu colegul meu găină, care a prins un caras. Ia uitați-l ce frumos e. Copacul, nu găină, e frumos. Gata, ne apucăm de pescuit. Băgat una în mal. Mă rog, în mal, cât dau eu? La 25 de metri de mal. Și asta așa, unde a picat. Și pescuitul a început. Demascarea bălților, Balta motor. Deci, până acum treaba e bună. Nu-mi place că sunt muște, băi. Să nu mai fie muște, că mă deranjează. Dar în rest totul e bine. V-am zis, condițiile sunt ok.
Să vedem cum e peștele. Iată și primul pește. Iată și primul pește. Iată din nou primul pește. Primul pește. Tu te faci minciocul, băi. Păi pe al tău. Eu știu unde e al tău. Vedeam unde am dat la scurăț, băi. E prin apă. Ia uite când ai cu profes ce se întâmplă. Deci e bine la balta, la motor, a treia aruncare. Cu pește la capătul firului. Ia uzi când ai cu profes. Moschetea, nu? Da, mă, băgament. Era crab, l-ai văzut? Da. Din nou și iarăși. Escarifin. Avem o caransetă, cred eu. La capătul firului. Hai, stai, stai, că băgut. Să mai bagi miciocul, scoate capă vechi. Ia uitați. Prima captură. Deci avem un caras frumos. Ce să mai? Așa se face treaba. Ia uitați-l pe șeful la pește. Care atunci când nu prinde crap, ce zici, mă? Prin caras. Nu, am venit să dau la caras, mă, ce-mi trebuie mie crap. Așa se zice, frate. Așa se zice, ia uite. Da. Uite caras frumos. Ia și tu să-ți miroase mâna pește, vrei? Bă, știi cum e tema? Vezi că eu am luat ciortan. Unde? L-am scăpat. Vezi de ce nu prindem noi? Uite, vezi? De ce? Are raci. Ah. Mâncă papaneaua, vezi? Da. Din nou pescari sinceri. Cred că am luat o carasetă. Sigur am luat o carasetă. A luat și carasul ăsta frumos. Continuăm pescuitul. Vreau să prind și 735 de chile până mâine, ca să fie toată lumea mulțumită, da? Deci tot la cocon. Îl vedeți? Eu. La coconul ăla roz de la profes. Caras frumos. Uite ce caras are, băi. Băi. Uite ce caras are, ei, caras ca lumea. Așa caras n-am mai văzut de mult pe o gârlă. Ceea ce înseamnă că este un lucru bun. Adică până acum e bine. Dacă dăm și de mustăcios, e și mai bine. Pescare sincer. Place la motor aici, că ai motor la mulinetă.
unde te duci, mă. Facem zi. Avem un ciortan sau un ten sau ceva la capătul, deci nu e caras. Și e bine. E bine că a fost activitate. Ba un caras, ba am mai pierdut băiatul un crap, ba niște caraj la colegul. Deci dacă vrei să ai activitate, cred că e potrivit. Plus că prețul este rezonabil, 150 de lei la 24 de ore, mi se pare ok. Ei da? Să vedem dacă putem să-l scoate. Sunt de parte vier? Sunt de parte. Trebuie să-l forțez o leacă. Ca altfel intră în... Bă, știți că nu ne convine. Eu am pierdut caraseta aici. Ai pierdut caraseta? Da, am pierdut caraseta. Ce l-am pierdut? Da. Iar l-am pierdut, că s-a dus în sub ăla. Bă, nu-mi vine a crede, bă. Of, 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 pescarii sinceri, slab pregătiți. Bă, și ce frumos era, bă. M-am și supărat că am pierdut doi ciortani. Și ce credeți că am făcut? Ia uitați. Da drumul la planul B acolo. Și acum am apuc de el, fiți atenți numai. Deci avem aici la prezentare niște de asta mâncare de găini. O băgăm imediat aici. Auzi suretul? Îl auzi. Păi da? Și mai avem pentru prietenii noștri de pe internet niște stixuri. Pune bă și stixurile astea. Pun și stixurile, da? Da. Gata, tata, că și așa te foame. Zici că te-am ținut nemâncat. Să pun și stixurile astea ca să nu fie discuții. Gat! Să vă arăt la prezentare mai de aproape cum trebuie să arate. Planul B de mare excepție întotdeauna. Păi da, frumos, elegant. Între timp, colegul a luat o caranset. Se vede? Mamă, ești top. Ăla e. La planul B. Ea? Ca lumea. Ca lumea. Ca stârnați ăștia cum arată. Și șefele astea, abia aștept să bag la gheap. Ia zi, domnul. Planul ce? Planul ce? Da. Și planul P? Este pe recepție. Bă. Bă. Nu știu, bă, cum să fie așa puchinos să ratezi doi pești unul după altul, bă. Bă, cât de puchinos să fii să faci așa? Nu știu. E ceva rău. Cineva mi-a urat de bine. Dar planul B. Priviți aceste bucate. Hă, hă, croc și mei. Știți ce rămează cu mei? He, he. Hei, iată că îl avem pe ciortănel aici.
Peleții de la Profes, boiuleț, cât să te mai învăț, miau! Iată că s-a lăsat și seara peste Mahala. Da, noi avem lumină, asta e, suntem pescari sinceri, ne știe toată lumea. O să continuăm pescuitul. Până acum, părerea mea despre baltă este că este o baltă cu potențial. Că am ratat eu doi pești, asta e treaba mea. Deci dacă nu ratam ăia doi ciortani, aveam 3 crab și 4 carași. Ceea ce este bine pentru cât avem 3 ore de pescuit pe o baltă cu reținere, este ok. Condițiile sunt bune, drumul e bun. Ce să mai? Mai vedem ce facem până mâine dimineață și revenim cu rezultatul final, bineînțeles. Și cu drillurile pe care nu scăpați voi să nu vi le arăt. Pescari sinceri. L-ai degorjat? Ia să-l vedeți pe băiat. Ia uite. Frumusețe. Păi da. Păi nu știu eu, mă, cum să face treabă. N-a dat Profes pentru peștele pervers. Am făcut-o de comedie, a? Păi ce credeți, că noaptea nu merge treaba? Din nou, pescare sincer. Ce avem la capătul Ia să-l vedeți. Să nu ziceți că nu l-ați văzut. Vede? Îl vedeți? Aici e. Ia să vedem. Să nu ziceți că nu l-am prins eu și pe noapte. Păi da. Și astăm.
una peste alta. Mie îmi place. Am făcut treabă cât de cât. E bine. Nu pot să zic că nu e bine când e bine. Totul este bine. Da. Haide, că îi dăm înainte. Mi-am luat ceas. 11:40. Din nou. Le-am scăpat. Le-am scăpat, băi. Deci ceasul este 1:10 și mă bag să dorm. Ați văzut, am mai luat un pește, am mai scăpat doi. M-am enervat, deci am 4 ciortani prinși și 4 scăpați. Și care așa. Demascarea bălților continuă, bineînțeles. Băi, eu am o părere bună până acum, deci balta are potențial, pescarul nu prea are, dar mă culc, că noaptea e un sfeșnic bun și mâine mă trezesc să dau un tun. Pescarii sinceri. Bună dimineața! S-au trezit pescarii sinceri! Iată că ați văzut, aseară m-am distrat. Colegul a dormit. Acum eu pot să nici nu mai prind pește. Mă urc în mașină și am plecat. Sunt mulțumit de partidă. Dar colegul, zi bă, ai văzut? Așa e când te culci odată cu găinile. Bă. Dar eu oricum mai iau, că eu sunt pescari sinceri. N-am cum să nu mai iau. Haide, vă arăt imediat socoteala. A, dar vreau să vă mai arăt ceva. Asta voiam să vă arăt. Frumusețea pescuitului. Ia uite, cerul ăsta, băi, cum e. Băi, când vii la balta, asta contează. Ieșirea contează. Cine zicea, mă, ieșirea contează? Ceza, nu? Nu știu. Ieșirea contează. Dar și când nu prinzi pește, e rău. Dar și cu prește prea mult e greu. Puchinosul în acțiune, îl vedeți? Îl scap, băi. Dacă îl scap, îl aruncă la apă. Îl scap, da, ai cum. Cum l-ai scăpat? Zi-zău. Dacă de aici. L-ai scăpat? L-ai scăpat, băi. Ia uite, mă, nici n-am apucat să fac biciocul în apă și l-ai scăpat. A, uitați frumusețe. Asta e frumusețea pescuitului. Și domnul... Și frumusețea pescuitului numărul 2 aici. Hai să te ajut. Opul ar Thank you.
cred că s-a vedea pentru toată. Hai, arată-le la băieți. Ai prins și tu un pește după 3 zile. Cu țigare în gură. Bine că ești cu altceva în gură. Să intrăm la Dalea. La Dalea, Dalea. Ia. Ia uitați. S-a capturat. S-a capturat. Bravo. Au. Pescari sinceri. Azi din dacă îl altceva. Uitați aici. Vedeți? Treabă socoteală. Cât să vă mai învăț? Povestește-le oamenilor. Cum ai prins tu cel mai mare caraz din viața ta? Păi fii atent, stăteam așa. Da. Și dintr-o dată am văzut la sedea asta de aici covrig așa. Așa. Așa s-a dus. Așa. Nu am crezut că pleacă după suport. Așa. L-am înțepat și inițial am zis că e crap. Își lua fir în continuu, în continuu, în continuu. Așa. Și am pus mâna pe tambur. Și am zis gata, stop, al meu ești. Al meu ești. Da. Și am mulinat, am mulinat, am mulinat, venea cam greu, să știi. Cam greu, o? Și aici la mal am realizat că e caras și e cel mai mare caras din viața mea prins. Mamă, și mi-l dai mie? Nu. Îl fac și eu la tigăiță. Păi nu, că îl fac eu la tigăiță. Bă! Crestat așa, 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 mărunt, 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 crestat așa. Așa. Puțin mușdei. Da. De usturoi așa. Da. Puțin o măliguță așa. Nebunie. Ești bagabond. Pescari sinceri, din nou, lovesc. Puternic. Pescari sincer, lovesc din nou. Captura fără discuție. Fără discuție, e capturat, uitați. Îl vedeți? Păpuchinos. Și cât să vă mai învăț. Final de partidă, demascarea bălților, balta motor pavelescu, da?
Hai că-i dăm o leacă de apă, da? Dar mai da un pic. Să protejăm pești. Am folosit, profes, Optima, vanilie porumb cânepă combinată cu suit natural de competiție și, bineînțeles, celebrii peleți de 2 mm. Nici nu contează de care bagi, că toți primi. Pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați și, profes, să cumpărați. Frumusețuri! Uite, la mov! Unde-i, mă? Nu mai e. Deci, retrospectiva bălții motor Pavelescu. Demascarea a fost făcută, administrația e de nota 10. Drum, cum e, mă, drum? Foarte bun. Foarte bun poate drumul. Poate și plouă, poate să ningă. Avem și toaleta acolo. Eu am și folosit-o. Da, bun. Pește am prins suficient încât am mai și eliberat, ați văzut. Am depășit limita admisă de pește. Ce vrei mai mult? Preț ok, preț corect, 80 de lei 12 ore, 150 de lei 24. Iluminat. Stuf, umbră. Uite. Copaci. Ce mai vrei tu de la o gârlă? Zi tu. Ce mai vrei? Distanțe bune de pescuit. Distanțe bune, ne-am rupt spatele. Dar aici, pe standul ăsta care l-a ales domnul, că erau standuri cu distanțe și până în 80 de metri. Facem antrenament. Dar noi am zis că ne antrenăm. Și am ales standul ăsta cu 120 de metri. Nu e o problemă. Am reușit să-l dovedim. Peștele a venit numai din mal. Am avut și un caras și ceva, un ciortan pe vad. Dar nu frecvență, nu nimic. Acolo probabil că era prin trecere. Patentul e cu noi. Ceasul, mi-am luat ceas, s-a oprit. Ce să mai, dacă pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați. Sunteți pupați!